Superliga vă este oferită de Superbet. În urmă cu 3 ani era finala campionatului, astăzi este o etapă intermediară spre titlu. Suntem la Craiova, echipele sunt Universitatea și campioana CFR Cluj. Stadion plin, în bănie s-a sunat mobilizarea. Juveții știu că o victorie azi în fața campioanei o urcă pe CSU pe podium. CFR Cluj, echipă puternică în aer. Să vedem însă această lovitură de cap încercată de stoperul Zaikov. Minge care se duce alături sau mult peste. Pentru Ivan, Ndong, dă și pleacă și face bine. Basilio Ndong, centrează și o face bine. Ndong! Minunată pasă și frumoasă fază. Câmpanu. La prima atingere, Câmpanu era să dea gol. S-a apărat foarte bine acolo Brown. Am văzut mai multe meciuri ale Craiovei după venirea lui Ndong. Mingea a trecut pe la celălalt croat, pe la Lovroțvec. Lovitură de cap, prilegea. Sări bine la cap acolo, în spatele lui Silva. Încearcă să găsească poarta Markovic. Așteptați să vedem dacă a fost hands. Asta face semn Kovac. No. Mâna lipită. Se lasă avantaj. Se lasă bine avantaj. Foarte bună continuarea. Căpățână pe jos. Acolo doar să pui latul. Ivan. Poți să pui latul și este gol aproape garantat. Dă direct cu stângul. Manea trimite bine, este gol! Faza tipică a clujenilor. Perfectă centrarea lui Manea, reluarea lui Lovroțvec. Profesori de eficiență. Nu căutați spectacol, nu cereți driblinguri, uitați tehnica reprezentată prin finețuri. Vorbeam în urmă cu vreo 2 zile despre lucrurile bine făcute din fotbal. Am asistat, uite, și în Superliga la o astfel de fază. Un atac bine făcut al campioanei. Într-adevăr, ce important, cât de important este să faci bine lucrurile simple. Centrarea este pusă pe capul lui Lovroțvec și croatul trimite imparabil o lovitură de cap excepțională, de pe picioare, o minge care șterge stâlpul pe interior. Venit din Ucraina, este al doilea sezon al lui aici, e venit de la Zoria Luhansk. Acum vine golul Craiovei, Kolić! Fanionul n-a funcționat, a stat jos, poziție corectă așadar, Kolić readuce egalarea. Mare greșeală în apărare, a fost acolo un luft. Kolić mulțumind cerului că a fost trimis totuși în teren. Și cred că la 2 sau 3 minute de la intrare dă gol. Ai avut nas, îi transmite da, cuiva. Da. E, acolo greșește Iuri. Mare greșeala lui Iuri. Ia să nu-i mai căutăm rude până în România. Bine, și Manea e printre vinovați. Cred că l-a derutat pe Iuri. Da. Mingea vine foarte rău brazilianului, vine acolo în zona buricului. Nu prea are ce să facă. N-are cum să o joace. Lovitură de colț, din nou mulți jucători în careu, nici de această dată mingea nu ajunge unde trebuie. Câmpanu, corner din nou. Cascadă de cornere la poarta CFR-ului. A avut timp să își așeze balonul și să-și caute elanul potrivit. Corner. Rogulic. Centrare. Respins Ianga.
Voleu, voleu, bară! Scapă CFR-ul la această Silva. Fază. Exact cum ai zis. Silva. Da, au venit fundașii centrali și au cele mai reușite continuări. Este un moment bun pentru că Rogulić are stângul acesta perfect, care trimite mingea și este încă o închidere de fază din partea lui Mateiu. A ajuns târziu la ea. A lovit-o așa cum a putut. Cu piciorul de sprijin departe de minge. Iată aici încă o dată voleul lui Raul Silva. Superliga vă este oferită de Superbet.